În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Tatăl meu mă iubește pentru că îmi dau viața, ca iarăși să o iau. Nimeni nu mă ia cu silă, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta e porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Precucernici părinți, iubiți frați și iubite surori, luna august 1971, atunci am cunoscut pentru prima dată satul Checheș. Eram cu fratele meu mai mare în Hristos, care se numea German Silvestru, la o nuntă de frați. Pe când era nunta mai frumoasă, orele 12, 1 noaptea, dintr-o dată s-a auzit o voce: opriți! Milițianul satului, cu ajutorul lui, a oprit nunta. Frații au tăcut, cântările au trecut, dar a început rugăciune. Milițianul și-a făcut datoria după cum era trimis să o facă. A rupt cele 50 de chitanțe din chitanțier pentru 150 de lei pentru fiecare și frații stăteau la rând să plătească amenda. Când n-am mai avut chitanțier, a spus: acum, pentru ceilalți care n-ați reușit să plătiți amenda, veniți mâine la primărie, la poliție, aici pe centru undeva. Noi, fiind mai tineri, eram pe afară. Silvestru ne-a spus: slăvit să fie Domnul. S-a dus și a făcut datoria lui. Apoi a început o a doua nuntă, mult mai puternic. Și milițianul a zis: mâine la ora 9, ceea ce n-ați plătit amendă, să veniți aici. Să veniți la primărie și să vă plătiți. Eram pentru prima dată la o nuntă de frați ostași. Aveam în buzunar 400 de lei. Primul meu avans dintr-un salar de 1100. I-am spus lui Silvestru. El a zis: tu ce zici? Sunt foarte bucuros să am ocazia să plătesc. Bucuria asta așa de scumpă, incomparabilă cu bucuria nunții a celorlalți frați ai mei, la care eu eram șef de coteți și care, cum se îmbăta, îi băgam acolo. Și după ce se trezeau, veneau înapoi și ținea nunta și uspățul acela. Două zile, trei, când plecau acasă, erau nemulțumiți. N-a fost bine. Sigur că n-a fost bine. Și acum a zis Silvestru: tu zici că a fost bine, da? Eu sunt primul? Nu, te scol eu când trebuie să mergem. El era primul. Tatăl meu mă iubește și de aceea eu îmi dau viața, ca să o iau iarăși. Ce face Domnul Iisus prin afirmația asta? Închide un cerc duhovnicesc, puternic, pe care nu-l pătrund numai cei aleși și cei puși deoparte. Și fratele Traian spune în meditația lui Ioan, capitolul 10, dacă mergeți acasă, citiți versetul 17, meditație după Evanghelie. Nu mi-aparține inspirația, e a dânsului. El a spus că ascultarea de Dumnezeu aduce iubirea. Iubirea aduce pacea.
Pacea asta aduce o încredere. Încrederea aduce puterea. Puterea aduce biruința și biruința aduce bucuria. Azi dimineața am recitit asta și am spus părintelui că m-am împiedicat. Am căzut în genunchi. Doamne, unde sunt? Avrame, ia pe prunc și mi-l adu. Și Avram, pentru că a ascultat pe Dumnezeu, ce-a căpătat în urma ascultării, a căpătat pacea. A căpătat iubirea și pacea, care sunt legate, și acum coboară Avram cu Isaac îmbrățișați. A purtat Dumnezeu de grijă. Și-am spus, zice fratele Trean, când ai deja ascultarea, ai iubirea, dragostea asta lui Dumnezeu care te înconjoară puternic, ai așa o mare încredere în Dumnezeu. Și încrederea asta aduce atâta putere și puterea aduce o biruință și biruința aduce bucuria. Frățele meu, ai bucurie în sufletul tău? Ești în cercul ăsta în care era Domnul Iisus și Tatăl? Dacă nu sunt aici sau dacă nu ești aici, nu ai pace. Am vrut să mă opresc la un alt verset, versetul 27 din capitolul 10. Oile mele ascultă de glasul meu. Ele nu merg după un străin, ele vin după mine și nimeni nu le va scoate din mâna mea. Pentru că Tatăl meu este cel mai tare. Și ce este al Lui, este al meu, spune Domnul Iisus. Să fim încredințați, frații noștri, că nimic nu ne va smulge din mâna Lui. Dacă noi suntem încredințați că suntem cu adevărat credincioși și încredințați puternic în purtarea Lui de grijă, mi-a spus fratele Trean, ce liniștiți am stat atâția ani cu frații noștri în pușcărie, cu ce scop și cu ce nădejde, știind că suntem în mâna Lui. Securiștii ne-au spus, voi sunteți în mâinile mele, în mâinile noastre. Și Dumnezeu răspundea, și voi sunteți în mâna lui Dumnezeu. Nimeni și niciodată n-a putut să ia ceva Domnului Iisus cu forța. Nici mari preoți, nici cărturari, nici Pilat, nici farisei. Cu forța de la Dumnezeu nu scoți nimic. Dar El, din dragoste, și-a dat viața. Și-a dat pe Fiul Său cel mai iubit și El din dragoste pentru mine. Acum El trece iarăși prin Chetiș. Și face un singur lucru. Ani de zile au trecut de atunci, 53 de ani. Am mai trecut pe aici. A fost momente când am rămas, a fost când nu. Dar acum trece din nou prin Chetiș. Același Hristos, de mii de ani, dați același nou, astăzi nou, făcând același lucru. Alegând pe cine îl alege. Poți să-ți dai seama la ce spun? Alegând dintre noi, dintre toți, pe cine? Pe cine îl alege. Încoronând pe cine îl încoronează. Iubind pe cine îl răstignește și răstignind pe cine îl iubește. Extraordinar! Sunt lucruri tainice. Părintele Steinhardt le-a prins și le-a dezvoltat. Alegând pe cine îl alege, nu cu forță. Luna iunie este o lună plină de sărbători. 1 iunie este ziua copilului. Pentru noi, cei din oastea Domnului, pentru mine luna iunie este cea mai frumoasă lună din an, jumătatea anului.
8 iunie, ziua când fratele Traian Dorz s-a întors la Domnul, 1930. 8 iunie. Apoi, în luna iunie avem înălțarea Domnului. Tot în luna iunie avem pogorârea Duhului Sfânt. În următoarea duminică, după pogorârea Duhului Sfânt, avem Sfânta Trăime. Și astăzi, prima duminică după coborârea Duhului Sfânt, avem Duminica tuturor Sfinților. Iată ce cerc frumos! Și fratele Traian mai are încă două zile importante. 22 iunie 1964. A intrat temnicerul și primul care a fost rostit de pe listă, Traian Dorz. Și răspunsul a fost în inima lui: Doamne, îți mulțumesc că ai venit. Știam că ai să vii. Pentru că știam că sunt în mâinile tale. Mi-au dat 23 de ani de închisoare când m-au condamnat. Dar am spus că anii vieții mele sunt în mâna ta și anii vieții fiecare dintre noi este în mâna Domnului nostru Iisus. Apoi, 20 iunie 1989, fratele Traian încheie lucrarea sa despre pe acest pământ. Luna iunie, într-una din zilele călduroase din iunie, un om al lui Dumnezeu se plimba prin parcul din Cismigiu, București, având de mână un copilaș. Și omul ăsta era foarte oprit de toată lumea și toată lumea îl cunoștea. Este vorba de fratele Richard Wurmbrand. Și copilașul mergea înainte și venea înapoi și el nu termina poveștile și scăpa de unul și dădea de un altul. Dar copilul atent a văzut pe o bancă un tânăr citea o carte. Dar ce carte citești? Ceva de Tolstoi, zicea el. Spunea copilului de 3 ani. Și copilul a răspuns: a ta nu e carte, tu trebuie să citești la Babia. Ce? Ce să citesc? La Babia. Aia e adevărata carte. Eu n-am auzit de cartea asta, îi spune tânărul. Uite, omul ăla înalt e tătei cu meu. Când gata cu ăla, o să-l aduc aici la tine și el o să-ți spună să citești la Babia. A terminat Richard Wurmbrand, fratele nostru, și copilul Mihai l-a luat și l-a dus: du-te la ăsta și spune să citească și el la Babia. S-a așezat pe bancă și până seara au stat de vorbă. A fost convertit la creștinism. Un al doilea mare poet, Costache Ioanit, tot în luna iunie. Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe frățiile voastre și pe fratele Filom și tot satul Checheș și toată regiunea și zona aceasta din picioare oamenilor chemați și în același timp care l-au ales pe Domnul Iisus. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Amin.